Salutare rockerilor și bine ați dat click la un nou videoclip Astăzi vom dezbate cele mai populare stereotipuri sau mituri despre rockeri, rockeri, pletoși Oameni ce ascultă melodii de alea cu da din cap și urlat sau etc, cu cum ni se spune nouă Celor care ne place muzica mai agresivă Așadar, voi lua din răspunsurile voastre de pe Instagram, v-am lăsat un story în care să-mi scrieți ce stereotipuri despre rockeri știți voi, dar în afară de faptul că sunt sataniști, nu se spală și poartă doar negru. Majoritatea fix asta a scris. Deși v-am zis, în afară de cele numerate, ai atât s-a putut. Dar sunt vreo 7-8-10, nu știu câte sunt, le-am trecut acum un not pe, dar nu știu să număr că nu știu mate. Hai să le dezbatem pe fiecare în parte, că eu mă consider în stare de așa ceva și în măsură și cu experiența necesară pentru că fac și o parte în comunitatea de rockeri pletoși din România. Așadar să începem cu cel mai popular mit despre rockeri și anume faptul că rockerii sunt nespălați, Put nu se spală, sunt jegoși și așa mai departe. După cum vedeți, eu am părut. Special m-am spălat pentru videoclipul ăsta ca să apăr uh, drepturile roacilor și să vă păcălesc că noi chiar facem baie, dar eu de fapt mă spăl, numai și numai când trebuie să filmez cât un videoclip din ăsta mai special. Glumesc! Este absolut fals. Roacerii se spală, dacă roacerii nu se spălau, probabil că am fi chelit cu toții sau ne storceam părul și umpleam o tigaie de ulei ca să ne facem cartofi prăjiți. Fac pariu pe cât vreți voi, mergem în mijloacele transporte comun și întrebăm toți în de acolo. Sau mergem prin toate cartiere nașpa, ghetouri, puia și așa mai departe. Mergem pe acolo, întrebăm oamenii sau întrebăm oamenii străzii. Nici 5% din cei pe care i-am întrebat noi într-o zi întreagă că sunt împuțiți din autobuze, că sunt oamenii străzii sau cei care locuiesc în ghetouri sau n-au apă caldă, situație comună în Bucureștiul ăsta, eu am, he, he vă fac în ciudă. Deci da, întrebăm orice om împuțit pe stradă, câți oameni împuțiți de pe stradă vreți voi, ne spălați și așa mai departe, nici 10% nu vor spune că sunt rockeri, maxim poate să fie auzit de Metallica sau ceva. Fac pariu pe ce vreți voi. Deci mitul că rockerii sunt nespălați sau jegoși este fals. Probabil că este un mit de vremea împușcatului pentru că na, altă societate pe atunci e de Cred că acest mit e la fel de vechi ca și replica cu rockere, partidul te vrea tuns. Partidul te vrea tuns, rockere. Următorul Uh, stereotip este că rockerii sunt sataniști. Eu, sunt satana. Eu locuiesc într-o garsonieră care are destul de multe icoane și nu mă deranjează cu absolut nimic. Eu nu am din astea să întorc icoanele sau crucile prin casă pe unde stau sunt botezat, majoritatea cântăreților de rock și metal și chitarei și vocale și toboșari sunt și ei botezați, sunt creștini și cred în Dumnezeu și în piese îl menționează, menționează existența. Există formații de rock creștin, de exemplu astea de aici fac parte din categoria de rock creștin, inclusiv Cargovița de Vie, Vank, Iris, sunt multe formații românești, chiar și Phoenix, Dumnezeu să-l ierte pe Nicu Covaci. Sunt formații rock și nu cred că ar spune careva că cei care sunt membri ai, ai ale acestor formații sau le ascultă melodiile s-ar arată a sataniști. Ce veți voi din aia? Pictați pe față cu sânge fals sau care dau foc la biserici? Sunt cazuri rare și în principal sunt doar idioți care ar da foc la o biserică. Acum, pe bune, trebuie să fii un pic Idiot sau extremist să dai foc la o biserică sau să mergi cu bomba? Bine, aia care se duc cu bomba sau cu Vesta explozibil, explo, cu explozibil cu tnt de după Minecraft Aia nici măcar nu sunt rocker, n-ascultă rock Și aia le bubuie, nu doar că le dau foc Dar oricum, foarte rare cazurile de, de ăștia care dau foc la biserici de cele mai multe ori iau foc singure de la scurt circuit, nu că le dau rockerii foc. Și al treilea cel mai popular stereotip pe care v-am rugat să nu mi-l spuneți, să nu mi-l lăsați în comentarii că îl, îl știam deja, că rockerii sunt bețivi. Acest mit este adevărat. Majoritatea pletoșilor pe care îi cunosc, merg cu cortus, merg la concerte, consumă foarte multă bere. Alții sunt cu vodcă, cu șprițuri cu whisky, dar în principal berea este preferată a tuturor. Motocicliștii când nu sunt pe motociclete beau bere și ei. Când am fost la concertul băieților astora acum 2 ani, era un covor pe jos acolo la Romexpo numai de pahare de bere. Deci da, mitul că majoritatea roacherilor sunt bețivi sau că le place berea mai mult decât apa, este adevărat. Într-adevăr, un rusnac gopnic original e mult mai bețiv, are mult mai mult alcool în sânge sau are mai puțin sânge în alcool decât un pletos. Dar oricum, da, majoritatea rockerilor iubesc berea. Al patrulea stereotip este că rocker este tot una cu emo low. Ceea ce este absolut fals. Majoritatea celor pe care îi vedeți emo o fac doar pentru atenție. Mai ales, uite, era și una pe TikTok cu câteva săptămâni care rupea cu live-urile, care se machea precum o emoloică, dar aia în realitate n-avea nicio treabă, era o fată ca oricare alta. Majoritatea celor pe care le vedeți emoloice pe internet nu sunt emoloaicile alea originale, nici, probabil că nici nu erau născute cu 15 ani când era la modă, să așa un val mare de emo după 2008, perioada aia pe acolo și când era și cu Dan Diaconescu și cu Elodia, alte vremuri pe atunci. Atunci era un val mare de emolăi, nu prea am cunoscut, majoritatea s-au tăiat ca maioneza de atunci. Bine, hai să nu mai fac mișto de oamenii cu probleme, dar... Bine, nu spun că dacă ești emo, ai o, ești, e o problemă să fie emo, zic că ai probleme de tetai. Trebuie tratate la psihiatru. Deci, Rocker nu este tot una cu emolău, este total fals. Cine e emolău, e emolău doar ca să atragă atenție. Pentru că, într-adevăr, dacă luăm o fată simplă și o emoloaică și le facem amândurora la Tinder, emoloaica va strânge mult mai multe like-uri pe Tinder decât o fată simplă. Ăsta e adevărul, sunt mulți care salivează la fete care arată diferit. Dar să știți un lucru, majoritatea emoloicilor sunt prefăcute și majoritatea emolăilor încearcă să agați emoloaice Anuleze. Al cincilea mit este că rockerii poartă doar negru. În cazul meu este plauzibil, dar o să trec acest mit ca fiind fals. Nu trebuie să fii rocker ca să porți haine negre. În principal, hainele negre stau bine pe majoritatea oamenilor. În plus, eu unul vara port tricouri negre. Deși nu este recomandat să porți haine negre vara pentru că, na, cal transpirație ultraviolete, radiații policlitorisiene. Nu este recomandat să porți negru, dar eu o fac pentru că nu se vede transpirația. Asta e unul din motivele pentru care eu prefer să port tricouri de genul ăsta negre, că nu se vede la sub braț când transpir. Dacă porți ceva deschis la culoare sau cămașă, se vede unde transpiri și arată ca dracu. Părerea mea, chit că e riscul să transpir și mai mult, măcar nu se vede. Acu de mirosit, aia, ne dăm și noi cu spray, cu chestii la sub braț și ne spălăm eventual unii. Deci da, mitul că rockerii poartă doar negru este fals. Al șaselea mit este că ascultă doar rock. Ceea ce este complet fals. Nu există om care să asculte doar un gen de muzică. Cu toții am pățit, indiferent că ne place mai mult rock, rap, manele, dubstep, orice, trecem prin niște faze cu niște gusturi anume, cu toții am pățit să zicem să trecem pe lângă, nu știu, o mașină care avea radioul dat la maxim sau să ascult, să trecem pe undeva și să fie pus pe radio sau pe MTV, UTV, ce posturi de muzică mai sunt, Kiss TV, Kiss FM, ăla de radio. Mă rog, am pățit cu toții să trecem pe lângă o sursă de sunet și să fie o melodie din aia prinzătoare, catchy, cum îi zic francezii. De, îți rămâne în cap așa, nu există om care să asculte un singur gen de muzică. Pot spune că este complet fals. Există rockeri elitici, vom vorbi despre ei mai încolo, dar nu. Acest mit, cel puțin în cazul meu și al celorlalți rockeri pe care îi cunosc, este de-a dreptul fals. În principal, dacă unul e pletos și ascultă și Metallica și Slim Slimnoci și așa mai departe, și Iris ar putea să asculte și un Biugi Paraziții și așa hip-hop dăsta mai după 2000 nane și cine mai e popular. Următorul mit este total opusul celui de adineauri și anume că rockerii știu foarte bine versurile la manele. Poate chiar știu cel mai bine versurile când sunt la o petrecere sau undeva. Ei bine, acest mit este din păcate sau din fericire pentru unii adevărat. Mulți rockeri după ce le dai 2-3 beri și sunt la o petrecere majorat, tăiere de moți sau o circumcizie dacă se practică pe la noi. După două, trei guri de bere, cântă manelele mai bine decât maneliștii de acolo. Chestia asta mă amintește de festivalul Rockstad de la Rășnov. În caz că nu știți, este probabil cel mai mare festival de rock din zona asta, rock metal din România și poate chiar din Europa de est-sud-est. -est. Poate, nu sunt sigur. Dar, ideea este în felul următor, acolo se duc în mare parte rockerii elitici despre care vom vorbi mai încolo. Și țin minte că în anul ăla, înainte să înceapă festivalul, erau zvonuri că vine formația că vine aia, că nu știu care. Și tot vedeam comentarii de la unii, nu că aia nu sunt nu știu cum, nu că aia nu se încadrează, aia nu urlă suficient de tare, adică foarte așa pretențioși. Și după s-a făcut after party de manele în parcare și a rupt after party-ul ăla, au fost la oameni acolo, sau au strâns aproape la fel de mulți câți au fost la Rockstad, s-au dus și la after party-ul de manele. Deci da, rockerii știu foarte bine versurile la manele, deși ei se prefac că nu știu, că n-au nicio treabă și că, na, unii sunt hater pentru manele, pentru că, vă înțeleg, au fost și ei hate de maneliști, dar majoritatea le-au cu manele. Eu sunt o raritate, știu și eu de existența majoritatea maneliștilor, n-ai cum să nu cunoști 10 50 maneliști în țara asta pentru că oricum vezi mimuri, ai prieteni care ascultă. Eu unul când mergeam uh, la liceu și făceam naveta, când apărea o maneadă asta fenomen, hit, sau cum se mai spune, hit scris gros așa în titlul pe YouTube, eu aflam imediat pentru că erau cei în spate cu boxa și oricum. Majoritatea rockerilor știu de existența maneliștilor, poți să întrebi orice pletos, sigur îți poate numi lejer 7-8 maneliști. Acum de ascultat, eu sunt o raritate, nu sunt fan, nu am playlist-uri, n-ascult în casă, dar fiecare ascultă ce vrea, mi se fâlfâie. Și că tot i-am pomenit de câteva ori să vorbim și despre rockeri că sunt elitiști. Aceștia sunt oile negre, uscăciunea din pădure sau cum vreți voi să le spuneți ale comunității de roaceri. Sunt acei roaceri care, cum am spus adineauri, comentează că aia nu sunt nu știu cum, aia nu mai sunt ce au fost, aia nu se încadrează în sub genul, sub categoria cu tare și ei se rup pe manele după două, trei beri. Sunt aceiași oameni care, de exemplu, era la modă acum un an, sau poate încă sunt la modă că nu stau așa mult pe TikTok, interviuri așa pe stradă și era un băiat Edward, fostul Bianca Iadam, Echei Tequila, care lua interviuri la oameni. l a întrebat pe un puș pe stradă, ce muzică asculți? Tipul a zis, rock. Ok, recomandă-mi o piesă, sau de fapt a zis la cameră, recomandă-ne o piesă pentru cineva care a ascultat la viața lui rock și vrea să înceapă să asculte rock. Și omul ce a zis? Exact ce v-a trecut și o primite probabil. Metallica, Nothing Else Matters, o piesă foarte populară. Și bineînțeles că au fost în comentarii elitiști și elitiste, ca să nu facem discriminare de gen, menționăm ambele genuri, care ghiciți ce? Au leu cum să spui așa, că e comercial, că nu știu ce. Deși întrebarea a fost o melodie pentru cei care n-au ascultat rock și vor să înceapă să asculte. Bineînțeles că nu putea să înceapă să le recomande Slim Not sau Cannibal Corp sau Slayer sau ceva mai dur. Ca automat, dacă auzi numai grohăială, pentru prima dată toți te gândești Cu aia ce dracu e asta Dar sunt acești elitiști care știu ei mai bine Care comentează Bă ești poser Sunt aia care, vă, care știu să arate cu degetul Ești pozator Tu ești poser Cum adică ai tricou cu o formație populară Care e în top 10 cele mai populare Pe YouTube cu ascultări Și abonați pe canalul lor Ești un poser Vrei doar să atragi atenția Adevărații metaliști ascultă doar formații de care nici dracu n-a auzit de ele. V-ați prins satanici, dracu, mă rog. Ăștia sunt elitiștii care, într-adevăr, strică comunitatea. Sunt echivalentul, să zicem, ăia care, să zicem, cântă trep, doar că ei nu doar cântă despre iarbă, ăia chiar consumă exagerat și fac accidente în trafic, sau ăia care sunt maneliști, cântă ce cântă, ascultă să moară dușmanii mei, dar ei în realitate chiar sunt agresivi și se iau la bătaie, deși majoritatea care ascultă manele sunt oameni ca mine, ca tine, adică am la neamuri manele și n-am niciunul care să-i fost la pușcărie sau să zic că să moară dușmanii mei sau mai știu eu ce, majoritatea sunt oameni liniștiți. Fiecare categorie, doar de la capitolul muzică, să ne referim la orice comunitate, că vorbim de fotbal, că sunt aia care se au la bătaie pe stadioane și strică tot, care să zicem joacă ă, steaua cu rapid și ambele galerii încep să strige, în, să strige în timpul meciului să moară Dinamo, deși nu joacă Dinamo atunci, adică se întâmplă din astea, genul ăsta de oameni strică sau la fel oameni religioși și fanatici religioși care arată, arată cu degetul că ai părul lung și ești băiat sau oameni din comunitatea LGBTQ+, câte litere mai sunt acolo din alfabet care la fel, majoritatea își văd de treaba lor, mie nu pasă ce face omul acasă, mie nu mi-arată ce face că știe că nu mă interesează și foarte bine și mai sunt doi trei care sunt exagerați și se victimizează și vor să atragă atenție și de-aia au foarte mult hate oi negre în turme, uscături în păduri, uh, fire albe în păr colorat vor fi mereu. Asta am inventat eu acum. Cât un coș pe față netedă vor fi mereu. Oi negre și uscături în pădure vor fi mereu. Trebuie să ignorăm aceste cazuri nefericite și să nu le asociem cu restul, să nu le generalizăm. Ok? Ok. Următorul stereotip ar fi că roacherii niște oameni răi, reci, duri, nervoși, urlă și așa mai departe și vorbesc numai așa, ceea ce este un mit complet fals. Știți, echivalentul a ce se întâmplă pe scene la concerte sau în videoclipuri muzicale și să asociezi cu viața de zi cu zi ca și cum mai spune că actorul lui Freddy Krueger în realitate chiar are fața arsă și taie oameni sau actorul Michael Myers chiar umblă cu cuțit la el și taie oameni sau cine se joacă asasin scrit se suie pe pereți și asasinează oameni sau cine se joacă GTA bagă Hesoiamu și explodează cu mașini pe stradă. Astea sunt chestii care, cum să spun, lumea nu înțelege ce se întâmplă ca personaj și, cum să spun, sunt oameni care nu reușesc să facă diferența dintre personaj și omul din viața de zi cu zi. Că la pe scenă care are mască sau e pictat pe față e cel care e omul din formație care cântă și în viața de zi cu zi e un om ca oricare altul. Adică să-i luăm de exemplu pe cei de la Slim Not, cum arată ei cu măști înfricoșători, bla bla bla, cum arată în viața de zi cu zi, adică pe majoritatea sunt oameni normali. Ei au un rol pe scenă și în videoclipuri și sau în apariții televizate, emisiuni. În viața de zi cu zi sunt oameni ca oricare alții. Adică cine cântă că are nervi și ar tăia gâtul cuiva și apoi ar buli la propriu rana. E, cum să spun, e doar de scenă. E o, sunt metafore, trebuie să înțelegeți versurile. Nu sunt chestii propriu zise pe care le-ar face pe bune. Să fim serioși. Și ultimul stereotip că altul n-am mai primit, dacă mi-ați mai scris ulterior pe Instagram. Asta e, poate o facem o parte a doua. Și ultimul stereotip ar fi că rockerii eu să se distreze. Și acest mit, acest stereotip este adevărat. În principal, în cazul meu, nu am nevoie de o căruță de bani ca să mă distrez, pentru că pot confirma că și în cazul multor altor oameni care se încadrează ca fiind roaceri, pletoși, sataniști și cu mai ne mai zice nouă lumea, ă, știm să ne distrăm prin mai multe feluri. În cazul meu o distracție nu înseamnă doar un concert să dau din cap, să-mi rup gâtul sau să mă bag în moșpi să fiu călcat în picioare de zidul plângerii. Nu, pentru mine distracție înseamnă și o plimbare liniștită prin parc. Când eram mic și cu bicicleta, acum nici nu mai am bicicleta la mine e la țară mers la pescuit, și așa liniștite, sau chiar și să dorm. Și majoritatea noastră a mai sunt cei care merg uh, cu cortul la concerte, că mai sunt festivalul, de exemplu, cum am fost și eu odată cu cortul la Stomber, a fost frumos cu cortul, dar n-aș mai repeta sincer, decât să, um, să merg cu mașina personală, să dau bani pe benzină și apoi să stau cu cortul, mai bine merg cu trenul, plătesc taxiul ceva până la concert dar stau la hotel sau la cazare. Da, sunt oameni care preferă să stea cu cortul în natură, majoritatea știm să ne distrăm fără chestii cu adevărat scumpe, Bamburi și, nu știu, prăjel din alea cu cristal și ce mai consumă lumea. Sau gagici multe și tone de alcool. Putem să ne distrăm și în alte feluri. Și în principal, cine are un rocker în cercul său de prieteni, va veni mereu cu idei trăsnite, idei de tipul hmm, oare de ce băieții trăiesc mai puțin decât fetele și vă va demonstra el de ce. Deci în principal cam astea au fost cele mai cunoscute stereotipuri despre rocker, metaliști, pletoși, rockerari sau cum se mai zice nouă. Sper că v-am lămurit pe unii care aveați semne de întrebare legate de rocker dacă n-ați cunoscut rocker la viața voastră. Un comentariu pe care mi-l amintesc de acum vreo 3-4 ani este că un puști mi-a spus că le-a zis părinților că vrea să-și lase părul lung. Și eu i-am zis că eram în direct pe live, țin minte și acum. Deci nu le-a arătat o poză de pe Instagram cu mine sau cu Nicu cu Bihai și după îmi răspunde. Le-am arătat o poză cu tine și mi-au spus că, bă, de ce vrei să arăți ca un drogat? Îmi pare rău dacă aveți părinți de genul, dacă vreți să vă faceți pletoși și aveți părinți cam nasoi mai... Păi pe principiu, bărbatul trebuie să aibă părul scurt și să fie doar puțin mai frumos decât dracu. Cum pare rău, n-aveți ce face, stați cu ei în casă. Dacă sunteți la mâna lor cu tot, v-au luat ei și calculator și telefon, bă, nu prea aveți ce să faceți, sunteți la mâna lor. Dar dacă aveți deja peste 18 ani și puteți să vă luați viața în mâinile voastre, să fiți pe barba voastră, Lăsați-vă părul lung că nu mai au ce să vă comenteze până la urmă că sunteți adulți și puteți lua decizii pentru voi. Și dacă sunteți elevi și dați de profesori de genul, faceți circ, sper ca părinții să fie de partea voastră, că îl sunt de partea voastră, chemați televiziunea că funcționează sau puteți să-mi spuneți mie și vă fac povestea cunoscută și îi facem de râs. Că a mai fost un caz prin 2017 și puștul s-a răzbunat, era un puș din Cluj care au reușit să-i facă de râs pe profii care îl obligau să se tundă. Deci da, profesorii nu au niciun drept să vă oblige să vă tundeți. Dacă fac ei peste noapte un regulament, asta e partea a doua. Nu-l semnați dacă se poate, dacă nu, a, e. Rezolvați cu circ, că în țara asta doar cu circ și pâine se rezolvă tot. Deci da, acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Mai lăsați-mi în comentarii sugestii de alte videoclipuri în care să pălăvrăgim. Îmi place unghiul ăsta din care filmez. Ce să zic? Uh, da, videoclipul în caz că nu v-ați dat la seama l-am filmat pe 11 septembrie. Cam atât. Noapte bună tuturor că e aproape 12 noaptea când filmez. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les tuturor!